stațiune. Mai tați, bă, că ne-au de lumește. Crede fericitul pământului până la urmă. Nopțile cu cer să mai taci, măi, fac mă o dată. Ce-i asta? Nimic, ce să fie? Iar la plimbare. Nici o plimbare. Păi atunci. De ce n-am rămas în fustă murdară, nu-i așa? Pentru că nu pot să umblu în fustă murdară. Nu te mai înțelegi. Cam de mult nu ne mai înțelegem noi. Noroc că suntem oameni cu scaun la cap. Al minte ne-am luat de păr. Până una alta, zi-mă de-a proste că te-am scăpat de nerabul băuturii. Și amândoi se zicem vă de-a proste în lucru. Așa, în loc să-mi zică el mă de-a proste că l-am pules de pe Maidan până acum 2 ani când s-a simțit și el chivernisit și a plecat de la noi. Zi-mă de-a proste că de n-ar fi fost el mai fi îngropat de mult. Iar v-ați gândit. Ce știi, matale? Eu știu una și bună. Că nu faci bine ce faci. Că mă duc cu Luca la cinematograf. Păi și asta. Eu n-am mai fost la treaz, pe pereți și n-a căpat pipotamie. Că nu umblu murdar și citesc. Da, și asta, și asta. Când nu gândești că omul te găsește cu o cărjată pe carte, când nu citești, nu e în casă. Dar treburile casei cine mi le face? Nu mănânci la vreme, nu te primenești și nu dormi în așteptul. Nu, că nu zice nimic. Păi și atunci? Păi, gura lumii, Anastasiu. Gura lumii care vede și latră. Gura lumii. Știu eu de ce latră gura lumii. Că nu umblu murdară ca Ioana, că nu mă tăvălesc cu haimanalele prin Cârciun și pe Maidane ca Paraschiva și Niculina. Că nu cântă grei în grămăturile călcâi. Lumea mea căjită, Năstasiu, și Ioana și câte altele. Ascultă-mă pe mine. Prea te arăți mândră față de fetele și femeile din Mahala și nu e bine, măi. Îți poartă sâmbetele. Și apoi la urmă urmei și noi toți săraci. Ne leagă necazurile. Ne leagă necazurile cu curmei de tei. Ne despart prăpăstii trecuturile. Dragi mi-ar fi femeile și domnișoarele din Mahala. Dar știi că mi-e dragă oricine. Dar prea sunt tare și leneșe. Prea să te plâng. Mie îmi place să citesc. Lor le place țuica. Eu mă gătesc, îmi place să mă gătesc. Ele schimb domn cu muștele la gură lângă cocină. Hei, tătucule, tătucule, lumea pe care o visezi tu. Ia lumea pe care o visezi tu. Ți-am mai spus și ți-o spui și acum. Cu picioarele care le-a dat Dumnezeu, trebuie să facem 10 pași de la casă până la poartă. Tu vei să sări, să faci un pas. Bagă de seamă, nu mai umbla cu capul lor, că te pierdești un pop de nisip și cazi în nas. Bine ai spus, Adineaori. Ești prost bătrân. Bravo. De ce mă silești? Bravo. De ce ești rău și ești silești? Mulțumesc pentru laudă. Nu ești rău. Păi de n-ai fi matale și Luca. Ne tot ce vorbim de o vreme și nu ne înțelegem, de parcă am vorbit limba păsărească. Da, degeaba. Hai să stăm noi de vorbă ca doi oameni cum se cade. Ce să ne mai răcim gura de pomană? Dar mai lasă-le dracului de hamur, că de 30 de ani tot coșile treci și tot săraci am rămas. Tătucule, v-am întrebat în atâtea rânduri, pe matale, pe mama, pe oameni. N-am făcut nimeni să spun. Matale, ești bună. Mai bun ca oamenii și mai aproape de mine ca mama. Nu mai atât vreau să-ți spui. Noi, neam de neam, tot așa ne știm. Săraci, îngropați în mahalaua asta. Ce spune? Mama, tu ești foarte mare și nu sunt acasă. De ce se duce să? Mai cât a fost să-l spunea. Nu-i zice mă trebuie cum am ajuns la sapă de repă să te vezi de lege. Pentru că... Nu. Eu, zi eu. Taica, prăvălie în popa mea. Și ce prăvălie? O luminare și delicatează. Și eu, și el, tot în popa mea. Așa ne-am știut. Oameni cu stare. Și acum, oameni săraci în mahala Oveseli. Așa, și-a mi-a fost dat. Acum vezi de ce sunt nebună. Pentru că țipă în mine bucurile și berechetul de odinioară. De-aia mă simt al pușcării în mahala asta plină cu maidane de gunoi cu femei mutare și pe țivane. Tătucule, știi dumneata câte din Popanan până aici? Mult. Cât? Cam de 5 ceas. Nu, tătucule. E mai mult. E cale de o viață de om. Am dat înapoi, adică. Așa e, să spun. Care de o viață de om. Și n-ai vrea să scăpăm din pușcăria asta? Spune-mi ce să fac. Să umblu murdară ca Ioana. Să-mi iau câmpii ca Paraschiva și ajung prin spital sau să mă mărit cu oricine și să-mi petrec viața pătută de bărbat, râsă de lume și sută de copii? Nu, tătucule. Nu, tătucule, că înnebunesc în 2 săptămâni și mă arunc înaintea trenului. Mi-am mai dă-l dracului de tren. Nu știu cum să-ți spun ce-i în inima mea, dar asta mă zic. Să ajungem iar în popa nană. Să iese lumină, în lume. Te rog, tătucule, nu ai îmbrăgit.
Ai încredere în mine și în Luca. E suflet din sufletul meu. Să ieșim în lumină, soră, la spasiu. Și cât din noaptea de adâncă, se face lumină cu deșurcătul la Domnul. Cine? Un cine? Luca. Îl amintesc. Acum 15 ani când l-am adus de pe Maidan, era atâtica și tu copalul mai răsărită ca el. Că credeam că era mana și când colo el, să nu mâna mea. Nu știu cum, dar mi-a venit să plâng așa. Pentru prima dată îmi zicea și mie pe Maidan cineva, să nu mâna mea. Îl bătuse vulpașini pe Maidan. Copil a fost câine vulpașini. Cum să nu-l bătuse? Îl știa pripășit pe la casă de oameni. Am să-l întreb și pe el acum când a venit la masă. Măi, Luca, măi. Bă, tu știi cât idei ești până în popana? Și nu o să știi. Cale de o viață de om, mai duc. Viața mea asta se așa frosie. Parcă mă duci în poate-i Luca. Intră. Bună seara. Bună seara, măi, vulpașine. Care vreau zic că e bine, bă. Hai, bă, hai să stăm noi ca doi vecini, cum să care ce suntem. Uite aici, să stăm, să vorbim, să ne cinstim. Ia spune, bă, cum merg treburile? Cum merge atelierul? Atelierul bine. Și bani? Păi, dar din treabă e și bani. Bravo, mă, vulpașine, bă, bravo, mă. Fă-te, bă, om de treabă și mai lasă-le dreacului de scandal. Vezi cum e lumea noastră, e la disortul. Vulpașinul face scandal. Am atare să fi fost în locul meu și la fel ai făcut drept. Nu, că nu zic, ai avut și tu dreptate. Te duci la Cârciuma și vine careva. Te înjură. Îl înjur, nu? El scoate șișul. Pot să stau eu cu mine în sânge. Ai scos și tu șișul. Ba, ca să fim drept, eu n-am nevoie de scoile la standard. Un om în moarele capului și îl trimit la Dumnezeu să-i spui compliment de la mine. Păi îl omor, mă, și e păcat. Eu am inima aici, nu rap. Îi mușc pe regata și îl îndrop. Aleluia! Și după aia? După aia ce? A? Păi bine, dar am scăpat eu. E, o frigă, dar nu-i bine, e păcat, mă. Tocmai de-aia. Acolo de la streabă și băutură și scandală de pe turcii. Adeliram să mă însor și eu să fiu om în rândul oamenilor. Vezi, mă, că ai ajuns la vorba mea. Păi, vulpașine, asta e veste mare. Hai, mă, să bem. Să bem pentru nevasta de mâine. Pentru nevasta de mâine atunci și pentru socru. Ție-l, Dumnezeu. E o cruce, că... Cine? Socru? Ei. Mă aduc și pentru socru, tău, să-ți trăiască. De-aia venise. Nu știu ce are Anastasia cu nimic. Mi-am cotunăcit pe alții, că am plătit înjurătura cu un pumn și cu unul cu colibă. Asta e altceva. Dar pe ea n-am înjurat și n-am văzut. Dar cu mine ce are vulpa? Și de uneori mă juciunește așa și mă sărută din senin, dar și alteori mă face alt vie de porci. Dar să știi că n-are suflet. Deci vin de la mine, nene. Eu pentru ea mă fac om. Adică cum, mă? Uite așa, ca un câine văzut la picioarele ei. Mă, să mă fi prostit, eu așa de sare, că nu înțeleg. La picioarele cui? La picioarele Anastasiei. De nu mă vrea, omor pe cine mergi înainte și mă duc dracului la ochi. Că-mi e cum, mă. Vreau să mă plec de pe drumul Ioane, dar. Vreau să prind drag de muncă și de casă. Acum de dragul cui să muncesc. De dragul cui să fiu om cum se care. Ierbând smoală de 2 ani și Anastasia nici măcar nu se uită la mine. Câine sunt, lepădătoare sunt, ce fel de inimă bună are dacă își bate în jur de mine. Măi, e vulpașul. Măi, că îți spui că să mor în clipa asta, mă așteptam de să mă să te comedia de acolo. Într-o seară venea singură. I-am spus focul inimii. Mi-a dat 2 palmele. Tata din groapă să mă fi bănuit că duceam vreme. Eu nu i-am spus nimic. M-am dus acasă, plecându-mă. O urtam în oglindă și... Acum mi-am sigur la ele. Măi, nu-mi pașirea mea. Măi, băiete, măi,
Nu ți se pare zic că e cald. Cine zice așa, nu se uită la mine, ce are dreptate, că sunt scandală ce-mi și pețin. Să mă fac cum se cade să vadă și atât mie este de dragă. Deci la 6 luni de zile n-am mai avut în cărciumă și n-am zis că mă uită de mai încolo cel puțin. Mânceam și mă bucuram. Mi se pare că aud pe Anastasie spunând, uite, cu pacient săracul, s-a făcut om cum se cade. Pentru mine s-a făcut el om cum se cade. Și acum, după 6 luni, am venit să o cer de dumneavoastră. E cald al dracului. Spune, mă duc să deschid pe fereastră asta. E comedia dracului. Ei, ce zici? Păi, ce să zic? O cer pe Anastasie de nevastă. De ce? O cer, nu sigur, o cer. Asta nu-i treaba să o faci așa, văzând din farme. Dă-mi voie să mă mai gândești. Acum, albă sau neagră. Adică nu mă lași pe așa, nu face de mine. A, că sunt nemernic, adică... Adică care a fost la ușă de biserică, tineretele lui? Vorba e că Anastasia are alte cumuri în camă, vrea să ajungă în popanat. Să mă ia și-o mut pe stradă boierească. Fur de lumea ajunge. Mâna Sfântului de la Mitropolie, dacă mi-o cere. O fur de sub ochii popelor și o aduc. Oare parcă o să te mă pe capul tău, mai bine. Vreau să zic că râzi de mine, da? Nu râzi, nu, ce să râd, da? Vorba e că eu, ce să zic, măi, cu mașine? Asta nu, tu te duci și spune-mi asta. Acu, spune-mi verde în față. Mi-o dai de nevastă sau nu mi-o dai? Ți-o dau, mă, ți-o dau. Dar și ce ții de așa la mine? Ți-o dau, cum să vă dau? Nu, parnic ești, voinic ești. Om de treabă, zici că vrei să te faci. Ce să spun eu? Bomboană, nu cinele, mă! Dar vorba eu că degeaba ți-o dau. Nu te duci și spune-i Anastasie. Mă ia la farmeia. Dar tu ce ești, mă? Babă sau cârpă? Cârpă, Ioan, cârpă. Că tu-s de mare și de voinic. Cârpă, nimic. Nu-i așa că-s prost și nu e. Te spun de scripat și de bătut la tăl. Așa e. Dar ce să fac? Anastasie e vrăjitoare. Mă prind frigurile morții când o văd și ea. Rupă să mama dracului și atelier și muncă și cumințenie. Ies la drum și umor. Dau foc la mahala. Păi, mă-mi fascine, mă, băi, băiete. Am să putrezesc în ochi și păcate de pinerițele mele. Măi, mai mare rușine am om în toată firea ce te afli, mă. Băi, bă, uite ce zic eu. N-am proastat de mine. Și am nou, băi, măi, aș și de urmă că Anastasia a crescut, mă, mână-n mână cu Luca. Luca? Așa e. Dar uitasem pe Luca. Și dacă Luca... Adică? A, nu să nu crezi. Luca doarme aici. Cum o să doarmă aici? În primul rând că Anastasia e vorba aia. Nu. Și apoi... Luca nu mi-a pomenit nimic despre asta. Atunci mă dai de nevastă. Eu nu-mi dau mult mașină, de ce să nu ți-o dau? Dar vorba e că eu n-am nicio trecere în fața ei. Du-te tu și spune. Așa e. Vin asta seara să vorbesc cu ea. Și de mă formui iar. Atunci știu eu care-i mă rog în urmă. Băi, ce mult mașină. Băi, ce nebunie, mă. Of, mamă, mamă. Băi. Asta nu e dragoste pe capul meu, iar să o tot. Este blestem și piața. Măi, vorba și nema. Mă, băieche, mă. Tu i-am luat dracului de inimă să fie. De câte? Ei, drăcine. Ei, cum e tine? Anastasio! Păcatele mele, dar ce vrei? Dar ce-i, frate, voi citiți și cu urechile? Mai e timp aici la vorba astăzi, seara. Iată-mă! Și mai lasă cartea aia, dracului, și vreau coc avem de vorbit. Hai. Spune ea din ea o căluca. De la fabrică până la noi. Nu asta. Vezi, mi-e drag, Luca, mă, și mie milă de vorba și. De-aia este rău să aibă o fată de maritat.
Eu n-am sigură că ea știu prostia. Ei, dacă știi cât m-a de pe mine prostia asta. Ia uite și la asta. Profesor, unul cântă, altul plânge. La ce vorba asta? Păi este, mă, că mă gândesc la vorbașii. Să nu mai fiu aici. Are păcat că-ți faci. Iar încep? Încep, că n-am inimă de piatră. Op, mamă, mamă, și plângea. Tu l-ai pălmuit. Păi omul e ca o icoană, mă. Și tu ai pălmuit o icoană. Acum îmi pare rău. Dar atunci când am pălmuit, era beat ca un porc. S-a îmbătat să-ți facă și el curat. Era beat și m-a prins de mână. Te-a prins de mână. Te-a prins de mână. Mare ștofală că a prins-o nu face pe Anastasia de mână. Cum îți poți fi prins-o pe fără de mână în tinerețile ei? Cine a crăpat picota? Nimeni. Eu nu stau la schimba să mă dăvăresc fiul dumneavoastră așa anterior. Așa că n-am scuipat o icoană, cu scuima tare. Am dat cu piciorul într-un bețit. Un ucigaș care... Un ucigaș cu inimă de copil. Ia-l și cu păr atunci. Ia-l o fată de suflet și fă-ți reginele. Bă, cred că pe mine n-o să mări la fara. Să mă lași în pace, auzi? Să mă lași în pace. Mi-e dragă Luca și nu știu ce de mine. Luca mă înțelege să mă scoată din mahalaua asta. Luca e nouă când îmi gândește. Bulbașini, sărăcia, bătăile șoptic. La urmă, omei sunt prost eu că mă bat. Și mă bat. Ce? Da, ține minte de la mine. Fii mai blândă. Arma se trage pe obrazul tău. Mai cruntă, mai usturătoare de pe obrazul celor care i-ai dat. Poate că ai dreptate și mă. Dar ce să fac copilul? Ca să ne ferești de câini, pui mâna pe viață și dai calmite. Dar ce-o fi cu Luca de mai bine? O fi trecut paraftiva spre manieră? Adineaul, era măscuită ca o paiață de dicăie. Ce? Răsare luna dincolo de Valea Plângerii. Aprinde Dumnezeu felinar și pentru mahalaua lui. Ia! Plâng! Să fiu plângă! Firar mama ei a dracului de lume, că nu mă lasă să fiu plângă! Dar cine-l tăși? A patra seară când iese în cale. Cine? Cum cine? Paraschiva. Vine cu Luca spre noi. Uită-te pe geam să-i vezi un cotonoget să tuple o morocată în picioare. Vorba acolo, dar să nu că iar dai cu ăștia în cale. Păi așa prost îl vezi pe Luca. Asta-i băiat filotip, mă, stă de vorbă cu oricine. Acum Anastasia aia, Anastasia Lupă. Ca tot și de ce? Că Paraschiva are gândul dracului. S-a rugat în lume că îi supă, dar... Soferea cu toate icoane. Dacă dai boiștea în gar, pe așa fructă crezi pe Luca, și eu cu proc, dar ce m-am pierd singurul, dar parte pe Luca, ce te plăcea. Adevărat, îmi rămâne cu pașii, nu-i așa? Eu gândesc că ai râs prospect, auzi tu, puși de noroc. Pardon că mă supăr. Ei, pardon că nu ne supăr, mă rog, matale, poftim că le faci ca niște. Am venit să vă spun că Luca e în barieră, de vorbă cu Nicolini. Hei, ce ți-e și cu gelozia asta, măi vecine? Mara, schimbă, nu s-o vede bună, dar tare mi-e teamă că ești schimbată.
vorbim mai bine de Luca. Pastico! Ca pe mama din noaptea. Nu încerca. Nu ieși în calea femeștii. Nu mă ții în Pastico. Mi-ar fi ușor. Mi-ar fi ușor acum să te calc în picioare! Trebuie sau... Surioară, nu te calc în picioare și nu te slăbesc. Te rog, ca pe mama din groapă, te rog, lasă-mi pe Luca. Lasă-mi pe Luca! 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 Luca, n-am să știe pe nume, dacă ai avut noroc. Nu-i nimic. Amânăm răfuiala. Vitrion! Am să te orbesc cu vitrion! Dă-o afară! Dacă nu ești poate cu minte, te las săracă de o veste bună. Sunt cu minte, Luca, dragule. Și noi? Nu numai pentru mine, dar spune vestea bună, spune. Am dat prătima Anastasio. Ochii de bunii, măi, Luca, pedepsește și nu-i crede că sunt un bun. Ochii bun, dar inima mă râde. Tu ascultă inima, da? Hai, spune, spune vestea bună. Am dat ultima rată la mărire. Care? Mobila pe care o să o ducem la noi acasă. Da, da. Nu mi-ai spus nimic până acum. Luca! Luca, o să avem mobilă nouă în casă, nu-i așa? Nouă plus turgan, deci cobriți. Să nu mi-l arăți pe toate dintr-o dată pe nebunezi de fericire. Da. De luni în ce trebuie să-i luptăm? Da. O găsim și zice multe. Te luți acolo cu Lenea, eu nu i-am tot cu nimic. Și până la vine la Paraschiva să spune... Dar mult o să ne pese nouă de ce spune Paraschiva. Luca! Toată lumea spune că sunt la părerea ta. Că adică vin noaptea cu frâșii. Dor cu mine. Cine te-a zis? Vreau să te mut odată cu noi. Paraschiva are gândul dreapte în mână, și mi-e frică. Uite, eu înțeleg. La urmă unui lucru. Voi, bărbații, aveți nevoie și... Aș vrea să zic, eu nu-i copil. Mi-e frică, Luca! Mi-e frică de lume! Noroc că al meu nu sunt de ochi și de toate gardurile. Paschiva știe lucrul ăsta. Nu, să nu te supere, Luca. Sunt nebună, nebună și cu asta putem să facă Paschiva. Luca, să nu te supere, nu! Hai să nu mai vorbim despre asta, da? Hai, Luca!
Sion. De cazul său pretutinde. Dar ce-mi pasă mie de cazul? Numai dușman să mai fi. Să nu mai simt în nou dacă aici. De acolo mai multă lumină, mai după mai multă curățenie. În mahalaua asta sunt străină, mă tindu că toți mă dușmănesc. Simt și ei că sunt străină din inima lor. Așa e, spune. Adică, de unde știi mea ta că toți îi faci, te duci bărâns? Iar din ăla. Asta mi-e treabă. Însă la mine. Scumpule, vină-mi foarte bun. Bă, tu trebuia să fii copilul meu, nu ea, care scui pe icoane. Ei, dar cum așa vine pe atunci să o pun la post și să facă mă de fapt icoană, bă, și un om care plânge icoană, așa să știi. Măi, Ioane, tată, leagă gura aia. Gura asta a sărutat icoana pe care e pământ totul. Așa v-a spus. Așa? Abia acum înțeleg eu cine ți-a dat să vei și cine te-a dus în starea să. Bine, poate fi mai bine săptor. Cum pune, poate că ți-e somn și vrei să te duci acasă să te gândești. Luca, să nu te superi de la afară. E mai bine să pleci. Mai am eu o răfuială cu cineva. Acum vă mai duci acasă. Te spui unde ești. Luca, și eu am să spun ceva mâine. Luca. Păi te văd eu mă dai afară de 15 ani până acum niciodată. No. Lumea, măi, Luca. Lumea. Noapte bună, băi. În capul lui nu plec. E vorba de primești, stau aici lângă voi. E vorba de taie. Taie, Luca. Aș fi vrut să rămâie taină pentru tine. Bine. Rămâi să vezi. Intră! Seara, Bulpașin. L-a pămuit, măi, Luca. Bulpașin plângea și Nastasia i-a dat... Cura! Să fim oameni, Luca. Nu l-a trăit nimeni. Și nu și-a nimeni nasul la votare. Spune-l lui Bulpașin, te ascultă. Treci din coro, Luca. Îți spui o coro. Și dumneata, tata. Eu? Și dumneata. Hai, treci. Ce vrei? Am venit să te cer de nevastă. Bine. Stai să fure, să omoare sau să se omoare. Dar ce vorba e asta? Că dacă îmi ceri fur, omoare sau nu omoare așa că să vezi că tu ești de dragă. Eu n-am face așa ceva? Nu, atunci. De ce să fii nevastă lui peste două săptămâni? De câtă vreme eu, inima asta mea, mai bănuit și mai bănit. Bănuiește-o și pe el. Bănuiește-o, să vedem care mai veni. Noi doi ne-am abonat la colibă.
Ce-a zis ăsta, mă? O gripă! Hai la cumpere și asta! Hai la cumpere! Lasă-mă, bastă-mă, faptul de vină! Nu mai el! Bastă-mă, 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 bastă-mă
Dar nimeni nu spune.
Ah!
șmancele vecine. Am început cu șmancele să șară pe colț. Și nu mai am putere. Nu pot să mi-l apăr acum cel puțin. Nu mai plânge, Nastasiu. Da, ești tânără. Asta ești tu să te mă duc singur. Așa a fost scris, maică. Nu l-am mai ajunge ziua de mâine pe ăl de mi-a fost milă. Că nu știe nimeni. Poate că e mai bine că nu știe nimeni. Ce mai bine? Ba să-l știm, să-l ia rochii, să-l legăm și să-l ducem la procuror. Să nu mai cânte muzica vecină, că mi-e dumnesc. Să nu mai cânte muzica. Să nu mai cânte, Nastasiu. Ia mai trece, dracule, mă șoapte câște! Că nu mai poate creștinul să plângă de măcăreala voastră! De la muncitor. Dumnezeu să fie. Thank you.
Nu-l văzuse nimeni, așa că l-am luat și l-am ascuns în sân. Cum l-ai ascuns în sân? În loc
să strigi numele ucigașului, l-ai ascuns în sân, nu mai înțeleg nimic, că ești nebună. Că nu-l dau pe mâna procurorilor. Dar ce-i doare pentru procurori? Că l-au numărut pe mâna și pe Luca. Numai pe mine, mă rog. Ești tot gol putred. Și te face fir de mătas. Ce-ai de gând? Vul pașin? Nimic. Cine spui că te-a venit? Nena Pulpașin.
Asta e nevoie pomenit. Întâi îi dai omului cu panul în cap și după aia te miți propa. Așa a zis nenea Bătașii. Merele de tata Anastasia i-a țuica pentru matare. Pentru mine! Du-te și spune că-i un sorcovenu pe-a din țuica Iudit. Tătucule! Îl golește tocmai acum. Pune țuica pe masă, Micule. Așa. Dă-l mele. Acum du-te și spune-i Bătașii că-i mulțumim pentru merele trimise și... Îl rugăm să fie să ne mâncăm împreună. Să nu fie că se întâmplă noastră. Că eu nu sor